Hei! Bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ai venit pe canalul meu de YouTube. Mi-am schimbat decorul din nou. M-am gândit să pară puțin mai intimă conexiunea dintre mine și voi. Și dacă vă place decorul ăsta, nu uita să-mi dai un like ca să știu că îți place decorul. Pentru că săptămâna trecută am început nebunia cu ghilimelele de rigoare, cu colecția mea de palete, adică cu colecția mea de machiaj, m-am gândit cumva să nu o arăt pe toată, adică în ideea în care n-aș vrea să fac un video de o oră sau poate chiar mai mult, sigur mai mult, în care să vă arăt vouă colecția mea de machiaj toată. Și eu m-am gândit să le fac cumva pe bucăți și să vă arăt colecția mea de machiaj, dar într-un fel diferit, adică pe bucățele mai micuțe. După cum ați văzut și în titlu, astăzi este vorba despre colecția mea de rujuri MAC. Nu sunt foarte multe rujuri, dar m-am gândit să vi le arăt și vouă, pentru că eu țin minte că acum vreo 2 sau 3 ani am vrut să-mi achiziționez și am căutat, bineînțeles, pe YouTube acest lucru și nu am găsit acum 2 ani, 3 ani nimic în limba română. Bineînțeles că am găsit în limba engleză cu tonele, dar m-am gândit să fac și eu acest clip astăzi, să vedeți care sunt rujurile care mie îmi plac foarte, foarte mult de la MAC. Și pe lângă lucrul acesta vreau să vă spun că formula lor este una din formulele mele preferate de rujuri. Rujurile lor sunt extraordinar de frumoase. De asta nu am nimic pe buze, că după cum puteți vedea, buzele mele sunt un pic mai colorate, sunt de fapt un pic mai mult pigmentate decât ar trebui și aș dori eu în mod normal. Iar pentru asta am să-mi aplic fond de ten pe buze, ca să știți de fiecare dată când am să aplic un alt ruj. Ok, să începem! Primul ruj pe la MAC care mie îmi place super mult este acesta, se numește Velvet Teddy. Este un ruj mai nude. Acesta fiind și unul din rujurile mele preferate. Miresele știu. Nu sunt super mega atent, adică să fac buzele perfecte. Îmi doresc doar să vă arăt cum arată aceste rujuri pe buzele mele și cum mi se potrivesc mie. Și să vedeți nuanța. Așa arată Velvet Teddy. Așa arată buzele mele fără niciun gram de ruj sau fond de ten. Următorul ruj se numește Diva și arată cam așa. Ale mele arată așa pentru că sunt tăiate și băgate într-un recipient ca să-mi fie mai ușor când le car după mine. Deci Diva. Iată-i! Fiindcă este tăiat drept, mi este și un pic greu să modelez pe buze, pentru că nu are forma. Deci acesta este Diva, l-am modelat cât am putut eu de bine și de repede. Rujul roșu și rujul vișiniu, de fapt, în general, rujurile închise la culoare sunt foarte greu de aplicat, în sensul că trebuie să fiți foarte atente atunci când îl aplicați, ca să nu vă duceți mai jos sau mai sus, rămân dâre așa sub buze. Buzele trebuie să le faceți cât de cât simetrice, deci vă ia destul de mult timp. Următorul ruj se numește Pink Plaid, tot din colecția mată. Are o culoare de roz mov. Foarte drăguță. După Pink Plaid am să aplic Angel. Acesta este, e un fel de roz mai satinat un pic și am să-l aplic cu degetul. Are o nuanță de roz, un baby pink mai mult. Este puțin mai cremos decât cele dinainte. Și cam așa arată. Următorul ruj se numește Flat Out Fabulous, tot din gama mată. Și este un roz mov mai turbat, așa puțin. Și așa arată turbăciunea asta mică. De exemplu, vara, vă dați numai puțin cu un rimel, puneți rujul ăsta pe buze, un pic de blush și e perfect. Chiar nu vă trebuie altceva. Cea mai enervantă parte e când trebuie să mă șterg. Următorul ruj este acesta și se numește Rebel, în română.
și cam așa arată. Este un mov foarte drăguț, așa satinat. Cum e pătrat, așa, nici măcar nu pot să-mi dau forma la buze ca lumea. Mă rog, nu contează. Bine, să trecem la următorul. Ok, următorul ruj este acesta. Face parte tot din gama mată. Ah, ce rău, uite, iată. E mov, mov nebun. În orice caz arată foarte, foarte bine mov ăsta pe buze. Următorul ruj, din nou nu-i mai găsesc ambalajul original, dar vi-l arăt aici. Acesta este. E cam nebună culoarea asta, am să le iau cu pensula. Sper să reușesc, pentru că astea mate, așa de greu se... fapt, unele, am să vă arăt și care. Așa de greu se ia pe pensulă. Asta e o prună, așa, culoarea. În orice caz, cu rujul acesta trebuie să aveți mare, mare grijă când îl aplicați, pentru că, la fel, este un ruj foarte închis la culoare și cea mai mică greșeală se vede. Să vă luați timp și să-l aplicați frumos și corect. Eu n-am făcut asta, cum mă recunosc. Vreau doar ca să vă arăt culorile. Ok, următorul ruj este acesta. Cu acesta se lucrează foarte greu, pentru că este foarte, foarte uscat. Este așa de când l-am cumpărat, deci nu s-a transformat în timp. Este foarte, foarte mat și se lucrează greu cu el. E un fel de roșu, roz, un corai, un ceva de genul ăsta. Am terminat cu astea mai turbate, care se duc greu. Ok, acum am ajuns și la cele din colecția lui Nicki Minaj. Acesta este tot din gama mată, bineînțeles pe maro. Acesta se numește Age Sex Location. Am înțeles că, virgulă, câteva dintre rujuri rămân permanent, nu știu care sunt acelea, dar unele chiar sunt foarte, foarte reușite. Dacă aplicați și un creion, super! Ok, următorul este tot din colecția lui Nicki Minaj și arată cam așa. Hai să-l vedem și pe buze. Este foarte pigmentat. Ăsta e nude-ul meu perfect, cred că. Ca asta spune, să-ți cauți nude-ul tău perfect. Ok, următorul este Easy Babe, tot din gama mată. Faină și culoarea asta, îmi place. Ok, următorul ruj este acesta. Se numește A Girl's Got Needs. E foarte drăguț și ăsta. Unele culori nu mi se potrivesc mie foarte, foarte bine, dar le-am luat și pentru că lucrez în domeniu, sunt make-up artist și atunci îmi trebuie mai multe variante. Câteodată chestia asta cu sunt make-up artist și lucrez e și o scuză, știi, că zic, bun, păi sunt make-up artist, cred că îmi trebuie mai multe, da, să iau și din aia, să iau și din aia, să iau și din aia, să iau... Oh. Ok, următorul este un gloss, tot din colecția lui Nicki Minaj și se numește Spice. Să vedem. Wow, ce frumos e asta. Este exact ca și creionul Spice, cine l-are. Super frumos glossul ăsta, îmi place foarte mult. E așa fresh, natural, foarte, foarte mișto, îmi place. Am ajuns și la ultimul, tot din colecția lui Nicki Minaj, se numește Nude, da. Și arată așa, are ceva irizații de auriu, mi se pare mie. Wow.
Chiar e super fain ăsta. Nu e foarte pigmentat, dar se poate purta și așa. Sau puteți să-l puneți peste un ruj nude și arată foarte frumos. Gata! Cam astea sunt rujurile mele de la MAC, rujuri și două glosuri. Mie îmi plac super, super mult rujurile lor. Cred că am mai spus asta și la început. Dar nu sunt extraordinar de multe, dar bineînțeles că orice colecție se face în timp. Nu poți să te duci să-ți cumperi 200 de rujuri odată și wow, ce colecție am eu într-o zi. Nu, rujurile se fac în timp, apar diferite colecții, cum a fost și aceasta cu Nicki Minaj, în care m-am regăsit. Și nu am acele două rujuri cu semnătura lui Nicki Minaj, deși am fost prima în magazinul de la MAC. Am ajuns la 10 și 2 minute. M-am uitat și la rujurile acelea, le aveau, deci erau toate rujurile, doar că, nu știu, nu mi-au plăcut, erau prea roz pentru mine. Mie nu prea îmi plac rujurile acestea roz, așa prea roz, și nu le-am cumpărat. Mi-am luat mai mult astea pe maronie, îmi plac mult, mult mai mult. Ok, cam ăsta este videoul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să-mi dai un like, să te abonezi canalului meu de YouTube dacă deja nu ai făcut-o. Este și un clopoțel pe aici, pe undeva pe jos. Dacă vrei poți să-l apeși și atunci vei primi o notificare în secunda când postez că, tara, Claudia a mai postat un video nou, yay! Mulțumesc mult, vă pup cu drag și vă îmbrățișez și ne revedem data viitoare cu un nou clip. Ciao!